Fregata Regele Ferdinand participă timp de 2 luni la prima misiune NATO a Forțelor Navale Române, Active Endeavour. Cei 203 marinari români de la bordul fregatei acționează în cadrul operațiunii de descurajare a traficului ilegal de armament, persoane și substanțe interzise în bazinul Mării Mediterane. Amănunte despre activitățile desfășurate ne oferă prin telefon comandantul fregatei Regele Ferdinand, comandorul Sorin Larski. Sunt comandor Sorin Larski și din mijlocul Mării Mediterane vă salut, încercând să vă transmit câteva din sentimentele echipajului nostru, care începând cu data de 15 octombrie a început alături de partenerii noștri din cadrul Tratatului Nord-Atlantic să executăm o misiune foarte importantă pentru pacea și securitatea în regiunea sud-europeană. Fiind autorizată să extindă area de responsabilitate din operația Active Endeavour, forțele NATO participă activ la menținerea unui climat de securitate în această zonă vitală a lumii, încercând prin acțiuni de descurajare cu un puternic caracter dinamic și flexibil să lupte contra terorismului pe mare și, în special, să asigure căile și rutele de navigație departe de pericolele atât de prezente în zilele noastre. Echipajul navei Fregatei Regele Ferdinand este foarte mândru de faptul că sunt disponenții unei marine în plină dezvoltare, în plină transformare și demonstrăm faptul că aceste tipuri de nave care le-a achiziționat Marina Română în ultimul an reprezintă coloana vertebrală a marinei noastre. Demonstrăm atât pregătirea noastră cât și capabilitățile navei. Până la această dată, după aproximativ 2 campanii în cadrul acestei operații, echipajul și nava s-au comportat în mod exemplar. Nu am avut probleme tehnice sau de îndeplinirea misiunii. Am demonstrat încă o dată că suntem interoperabili cu forțele partenere și ceea ce este foarte important este faptul că am primit în responsabilitate o zonă noastră, suntem alături de parteneri și facem exact ce fac ei. Nu există linia 1 sau linia 2, ci fiecare are zona de responsabilitate cu deplina integrare a forței în cadrul ansamblului creat la nivelul Mării Mediterane. Echipajul este permanent în stare de alertă, atât pe timpul reaprovizionării navei în diverse porturi, cât și pe timpul patrulării în raioanele alocate. Dar, pe de altă parte, suntem pregătiți și știm acest lucru prin prisma faptului că 8 luni înainte am parcurs un amplu program de operaționalizare și pregătire specifică pentru această situație în care ne aflăm acum. Câteodată ni se pare ușor, pentru că am învățat ceea ce trebuia să facem. Mai învățăm încă, dar nu sunt lucruri deosebit de complicate. Fapt demonstrat și de buna apreciere pe care comandamentul forțelor maritime din Mediterana o are față de această navă, de prestația noastră aici. Vom căuta în continuare să dăm tot ceea ce este mai bun din noi, să ducem nava acolo unde trebuie și să ne îndeplinim misiunile în parametrii ceruți de ordinul de operație. Echipajul navei așteaptă cu nerăbdare data de 19 decembrie, când ne vom întoarce sănătoși acasă și vom putea să împărtășim și celorlalți din experiența noastră. Știm că vor urma și alții și de aceea lecțiile învățate de noi vor fi deosebit de utile. Este de remarcat faptul că nu suntem singuri aici vis-a-vis de sistemul din țară, de forțele navale române, ci un întreg ansamblu, un întreg arsenal
se mișcă pentru a putea să ne îndeplinim noi misiunea aici. Cam atât și sper să ne mai întâlnim cu vești tot la fel de bune despre misiunea noastră.